Deznodământ tragic în cazul polițistului de 37 de ani rănit grav la jumătatea lunii februarie după ce a fost lovit de o mașină pe drumul dintre Sibiu și Cisnădie, în timp ce dirija traficul. Agentul s-a stins pe patul de spital după ce a suferit 3 stopuri cardiace. Polițistul local din Cisnădie, care în urmă cu 2 săptămâni a fost lovit de o mașină în timp ce dirija traficul rutier, a murit la spital. Acesta era în stare critică încă de atunci, era în comă în spital, însă din păcate medicii n-au mai putut să îi salveze viața după ce polițistul a intrat de 3 ori în stop cardiorespirator. De 2 ori a fost resuscitat, însă a 3-a oară manevrele au fost în zadar, iar tânărul polițist s-a stins pe patul de spital. Tiberiu Ivan, ce avea 38 de ani, era polițist local, însă în paralel era și voluntar la serviciul Salvamont din Cisnădie. Accidentul cumplit a avut loc în timp ce Tiberiu dirija traficul rutier pe drumul județean la intrarea în oraș, acolo unde aveau loc lucrări la rețeaua de canalizare. El a fost lovit în plin de un șofer, cetățean german de 55 de ani. Acum bărbatul este cercetat pentru ucidere din culpă.